Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor și dragi prieteni care ne urmăriți în ziua de azi, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Este o bucurie pentru noi întotdeauna să avem oportunitatea și harul din partea lui Dumnezeu să intrăm în casele dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ne permiteți să facem lucrul acesta. Ca întotdeauna căutăm să avem invitați în cadrul acestei emisiuni care să împărtășească cu noi experiențe personale cu Dumnezeu, minuni, întoarceri la pocăință, eliberări de demoni, cum am auzit într-o emisiune anterioară. Iată, în ziua de azi am invitat să avem împreună cu noi pe fratele păstor Constantin, sau pentru noi Tică Ulici, care slujește în biserica noastră Happy Valley, Phoenix, Arizona, în mod special în cadrul Departamentului de Misiune și Evangelizare și pretutindeni unde Dumnezeu îl cheamă aici în lucrare. De câțiva ani buni ne cunoaștem, de fapt prima noastră întâlnire a fost mai mulți ani în urmă, într-o călătorie de slujire în Spania și apoi în Lisabona, o călătorie de neuitat cu experiențe frumoase în care și am plâns și am râs împreună. Fratele Tică a ajuns să emigreze în Statele Unite, în Atlanta, de acolo s-a mutat în Phoenix, Arizona și de câțiva ani de zile buni este împreună cu noi și slujește ca și păstor și în cadrul conducerii bisericii alături de ceilalți frați slujitori. Ne bucurăm să îl avem împreună cu noi și o să-i oferim posibilitatea să istorisească una, două, trei experiențe de ale dumnealui. După cum am discutat, dânsul are pe inimă să împărtășească momentele, zilele în care Dumnezeu i-a atins inima și s-a întors la Dumnezeu. Vreau să fac o specificare aici. Pentru noi sunt importante toate experiențele și toate minunile pe care le trăiesc oamenii lui Dumnezeu. Dar cele mai importante, cu cea mai mare greutate, sunt experiențele prin care oamenii se întorc la Dumnezeu. Cea mai mare minune din viața noastră a fost aceea că Domnul ne-a mântuit, Domnul ne-a deschis ochii, Domnul ne-a deschis mintea și inima ca să-L acceptăm și să pășim pe calea credinței. Fiecare credincios recunoaște că cea mai mare minune a vieții lui este minunea întoarcerii la Dumnezeu, momentul întâlnirii cu Hristos, momentul mântuirii. De ce e mai importantă la o adică mântuirea decât vindecarea trupului? Răspunsul este foarte simplu. Toți cei care au fost vindecați de-a lungul anilor și a secolelor tot au ajuns să moară. Din punct de vedere fizic au plecat din lumea noastră. Dar cei care sunt mântuiți și se întâlnesc cu Domnul trăiesc veșnic, vor petrece veșnicia împreună cu Domnul. Vindecarea poate să aibă și un beneficiu veșnic, dar de obicei o vindecare o privim ca o minune care, din urma căreia beneficiem pentru viața aceasta. În schimb, mântuirea are o recoltă bogată în veșnicie. Așa că, frate Tică, bine ați venit la emisiunea Pași prin Credință. Suntem nerăbdători să ascultăm modul în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră și probabil că o să ne spuneți de la început despre familie, despre copilărie, despre cunoștințele care le-ați avut despre Dumnezeu, despre biserică și ce s-a întâmplat că ați ajuns totuși la momentul întâlnirii cu Hristos, Domnul. În primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Dacă ar trebui să încep cu un început, provin dintr-o familie cu trei copii, eu fiind singurul băiat în familie și mai având două surori, actualmente doar una singură,
sora mea cea mai mare, a plecat la Domnul anul acesta. Provin dintr-o familie cu părinți, aș spune eu, de origine ortodoxă. Am crescut într-o familie cu părinți ortodoxi, chiar dacă tatăl meu provine dintr-o familie de penticostali. Încă din tinerețea mea am început să văd că există ceva mult mai prețios în lumea aceasta, asupra căruia ar trebui să te axezi. Un lucru mult mai prețios. Și aia era Dumnezeu. Undeva la vârsta de, dacă nu greșesc, 10 ani, mama mea, având mai multe cunoștințe creștine, aș putea spune chiar penticostale, a fost chemată în nenumărate rânduri la evanghelizări. Bineînțeles că mama mea, având 2 copii pe vremea aceea, pe mine și pe sora mea Diana, a spus să nu meargă singură, să-și ia și copiii cu ea. Am urmat pe mama mea împreună cu sora mea și una din primele, unul din primele momente ale mele când am ajuns într-o biserică neoprotestantă, de data aceasta penticostală, m-a lăsat foarte uimit, pentru că erau lucruri noi, chiar copil fiind, am văzut că există ceva ce eu, de fapt, în copilăria mea, parcă simțeam în ființa mea că trebuie să caut. Între mine și sora mea a existat o diferență destul de mare. Sora mea fiind axată, aș putea spune, mai mult pe ceea ce înseamnă spiritualitate. Eu fiind băiat, căutam să fac ce fac băieții. Dacă aș putea să spun așa, am fost un băiat mai energic. Mai neastâmpărat. Mai neastâmpărat. Așa. Am fost un băiat... Ca subsemnator. Da. Ne asemănăm. Am fost un băiat care căuta, dacă pot să spun așa, distracția, aventura, plecările și așa mai departe. Ca să fac o paranteză aici, la una din evanghelizările pe care mama, la care mama trebuia să meargă, împreună cu sora mea, era într-o zi de duminică, eu obișnuiam să mă duc cu prietenii mei în oraș, să vedem un film, să mergem la jocuri electronice și așa mai departe. Mâncăm o înghețată, bem un suc, exact. Plimbare prin parc. Exact. Distracții de ale băieților. Bineînțeles, așa. Duminica era o zi deosebită, specială. Mama mea m-a avertizat. Ai grijă, băiete, că azi e duminică și trebuie să vii cu noi la biserică. Bineînțeles că fiind plecat odată cu băieții, ai uitat noțiunea timpului și totuși mama mea, parcă cuvintele ei un pic îmi atingeau mintea și știam, mă, trebuie să ajung la ora... În fine, am fost plecat, distracții cu tare și s-a întâmplat că am zis totuși ca să n-o fac pe mama să sufere, să n-o fac pe mama să mă certe când ajung acasă, am să fug și eu 10 minute la biserică. Să nu spui că n-ai fost. Exact, exact, să nu spun că n-am fost. Mi-am făcut apariția, am fost și eu prezent, la sfârșit unde știam că o să o învârt eu cumva, mama, am fost prezent, am auzit, am văzut, într-un fel de dragul ei. Bineînțeles că mama, mă gândesc eu, din politețe față de persoanele pe care le cunoștea și care o chemau la aceste evanghelizări, răspundea pozitiv. Însă ea nu avusese o întâlnire personală cu Dumnezeu. Dumnezeu treptat a început să lucreze la inima sorei mele și ea a fost primul rod în familia noastră. Prima persoană care s-a întors la Dumnezeu. Acum, având o soră întoarsă la Dumnezeu, îmi era mai greu să fac lucrurile pe care doream să le fac. Nu puteam să le fac cum doream. Bună oară... Simțeai că ai un pasnic sau cineva care te urmărește? Sau era un fel de urmăritor al meu, dar un urmăritor bun. Aha.
îmi dorea tot timpul binele. În preajma mea am avut prieteni care mă duceau, să spun așa, la rău, nu neapărat la bine. Și una din preocupările pe care le aveam cu prietenii mei era să jucăm cărți. Am jucat în tinerețea mea foarte mult cărți. La început, diavolul vine și spune, auzi, nu puteam să spun că pot juca pe bani, pentru că era parcă inadmisibil. Era prea mare păcatul, era jocul prea mare, pe bani. Era prea mare și nu atunci, neapărat cu ce ați înlocuit? Concepția mea de păcat, ci frica de părinți. Dacă cumva află mama și tata că joci cărți, joc cărți pe bani, aia e deja... Dezastru, jale. Da. Jucam pe scara blocului. Ne adunam 2, 3, 4, 5. În vremea aceea mi-a plăcut să colecționez destul de multe lucruri în perioada mea de tinerețe. Și în perioada aceea erau jocurile sportive, în special fotbalul, și apăruseră niște gume micuțe cu niște acțibili din ele. Și dacă îmi plăcea ceva, îmi plăcea să fac o colecție de genul ăsta. Cu mașini erau și așa mai departe. Ne adunam băieții și hai să jucăm 21. Așa. Și dădeam bătaie. Și jucam 21. Și colecția mea astăzi probabil se dubla. Mâine colecția mea dublată probabil trecea la alt vecin de-al meu, un alt prieten cu care jucam și pierdeam mâine. Răspoi mâine, probabil câștigam. Și așa mai departe. Sora mea, din când în când, când jucam pe scara blocului nostru, deschidea ușa încet și spunea, Costică, vezi că nu faci bine. Vezi că nu-i bine. Atât de... N-aș fi vrut nici cum. Nici cum n-aș fi vrut. Să auzi cuvintele alea. Nici cum n-aș fi vrut. Costică, ai de grijă. Ai de grijă că nu-i bine. Ceilalți colegi, după ce pleca, se râdeau de mine. Uite, se ia sora ta de tine. Uite așa. Nu-mi convenea ideea. Însă, parcă ceva mă mustra în conștiința mea. Și știam că nu-i bine. Dar să nu ieși cu băieții, să nu ieși cu prietenii. Să cazi la examenul. Hai mă cu noi să facem treaba asta. Păi nu pot, că nu mă lasă sora mea. Nu, nu se cădea. Te făceai de rușine. Și normal. Trebuie să fii și tu băiat între băieți. Exact, nu, exact, nu se putea. Un copil care te duce sora de nas. Exact. Percepția care se crea atunci. Exact. Și timpul a trecut. Bineînțeles că diavolul începe să îți dea puțin mai mult curaj. Și la început îi vedeam pe băieții mai mari din curte, care făceau un cerc. Erau mult mai mari decât noi, spuneam noi, dar erau cu vreo 4-5 ani mai mari. Cu ceilalți prieteni de-ai mei ne apropiam numai așa, știind că ei joacă cărți, dar pe bani. E serioasă treaba acolo. Noi jucam pe acțibilde. Uneori jucam pe capace de sticlă și așa mai departe. Apropierea mea față de aceste cercuri ale celorlalți băieți era parcă tentantă, dar în același timp mă și speria. În fine, în timp, am zis așa, nevinovat, hai să jucăm și noi pe bani. Că doar, la urma urmei, acolo e adrenalina. Am început să cad în panta aceasta, chiar fiind foarte tânăr. Primeam bani de la părinți, regulat, când aveam nevoie. Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu ne-a binecuvântat, însă știam că nu pot să fac chiar orice cu bani. De la cărțile pe care le jucam împreună cu prietenii mei, în scara blocului, afară, în curte, s-a mutat distracția în cluburi. Distracția s-a mutat în cluburi. Deci se agravează situația. Exact. Și acum, băiatul care era crescut de tata, de mama, în strictețe, începea treptat să se depărteze tot mai mult de ce înseamnă totuși o viață morală. Și am început să frecventez diferite cluburi. Și încet, încet, în tinerețea mea, am început să fiu stăpânit de jocurile de noroc.
Dacă prindeam o anumită sumă de bani, împreună cu prietenii mei, puneam la oaltă bani și jucam poker. Și în tinerețea mea am fost marcat de această, dacă vreți, obsesie, această patimă. Până undeva în clasa a șaptea, la sfârșitul clasei a șaptea, începutul clasei a opta. Deci erai foarte tânăr. Eram tânăr. Deci vorbim de sub 14 ani. Totuși exista o libertate. Mă tot gândesc acum, cum părinții mei m-au lăsat să ies în oraș și mergeam. Dar de așa a fost situația. Încă de mic copil mergeam la școală pe jos. Că le zic, ca o paranteză, le ziceam copiilor mei zilele trecute, zic, tata când era în clasa a doua, nu-l ducea mama cu mașină și l-a ducea. Mergeam pe jos și m-am gândit la chestiunea asta. Uite, părinții mă lăsau la vârsta de, să zic așa, undeva la 8 ani, mergeam pe jos undeva la 35-40 de minute până la școală. Și înapoi, eram în oraș. Dar toți procedau așa și probabil nu era nicio problemă. Ceva normal. Nu era nicio problemă. Închid paranteza. De aceea, undeva la vârsta așa tinereții mele, frecventam efectiv cluburile acestea în care jucam în special poker pe bani. Prietenii mei mă cunoșteau și cunoșteau dorința mea și înflăcărarea mea în ce privește această latură. S-a întâmplat ceva. Sora mea, cu insistențele ei, m-a determinat să mă duc de acum împreună cu ea la biserică. Ea deja începea să frecventeze biserica regulat. Mama mea la ocazii și eu n-aveam niciun gând de așa ceva. Am fost invitat într-o zi de sora mea la o întâlnire de tineret în biserica din satul mare. Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit chiar prin oamenii neînsemnați. Acum când mă gândesc la cum a lucrat Dumnezeu, îi mulțumesc pentru oamenii care poate n-au o funcție neapărat în biserică, poate nu sunt chiar așa de bine văzuți. Însă fac o slujbă călăuziți de Dumnezeu. Am intrat într-o biserică, în biserică de data aceasta ca tânăr, la o întâlnire de tineret. Deci, frecvența mea la biserică a fost doar, probabil aș putea să număr pe degete, de câte ori fusesem la biserică, împreună cu mama mea, la evanghelizări. Însă de data aceasta am întâlnit un grup de tineri care nu semănau cu mine, care făceau o activitate total ieșită din comun, din perspectiva mea. Adică eu aveam preocupările mele, aveam trăirile mele, aveam dorințele mele, plăcerile mele, ei aveau ceva cu totul diferit. Ei cântau, lăudau pe Dumnezeu, se rugau înaintea lui Dumnezeu, aveau o față foarte zâmbitoare, deschisă, șocant pentru mine. Bineînțeles că m-am simțit foarte străin în mijlocul lor, că am zis, n-am ce căuta aici. Însă la sfârșitul întâlnirii aceleia, am ieșit afară și unul din tinerii aceia s-a apropiat de mine și a spus, am văzut că ai venit nou între noi. Ce faci? Cine ești? Unde mergi la școală? Câteva întrebări, aș spune eu, generale, simple, însă cu o bătaie lungă în inima mea. M-au atins. Mergând acasă cu sora mea, am zis, ce extraordinar a fost la biserică. Nu m-aș fi gândit niciodată în mintea mea că se poate întâmpla cu un grup de tineri să laude pe Dumnezeu, să cânte laudele lui Dumnezeu, să se roage înaintea lui Dumnezeu cum au făcut acești tineri. Și la final să vină să te și întrebe de sănătate. Necunoscându-mă, văzându-mă pentru prima dată, am zis, e ceva deosebit aici. E ceva deosebit. Și în mintea mea, nespunându-i sorei mele, dacă aș mai avea ocazia, aș mai veni. A venit vacanța de vară și am fost chemat de sora mea să mergem într-o tabără de creștină, de tineri. Până atunci fusesem în tabere cu școala an la an. De data aceasta trebuia să fac o decizie.
mă duc cu prietenii mei în tabără, așa cum eram obișnuit, la distracții, sau mă duc cu oamenii ăștia noi pe care i-am întâlnit și mi se pare interesant, mi se pare interesant. După multe insistențe de ale sorei mele, am zis, hai să decid să mă duc cu ea în tabără. Bineînțeles că Dumnezeu avea în vedere atingerea ființei mele într-un mod radical și într-un mod cu totul și cu totul nou. Am ajuns în această tabără și Dumnezeu, cred că în a treia sau în a patra zi, într-o seară, la închinare, într-un mod miraculos mi-a vorbit. Și ca tânăr, la vârsta de 16 ani de data aceasta, am capitulat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, vreau să Te urmez tot restul vieții mele. A fost un moment de cotitură în viața mea și... A fost o predică, o cântare sau o cercetare în timpul rugăciunii? O cercetare în timpul predicii. Așa. Și apoi o cercetare în timpul rugăciunii. O cercetare pe care nu am simțit-o până atunci și am știut că trebuie să-mi recunosc toată viața mea, să o recunosc înaintea lui Dumnezeu. Atins fiind de Dumnezeu, de acum începeam să fac pași mici în credință, dar eram foarte hotărât. Din omul care poate era neascultător, din omul care era cu gândul în cu totul altă parte, din omul care după terminarea orelor de școală căuta primul club în care să meargă să bage bani, să joace la jocurile de noroc, un om care nu putea scăpa o zi, dacă ar trebui să mă gândesc, fără să încerce, fără ceva. Să încerc ceva. Deci asta nu era scăpa. O preocupare continuă care exact. te frământa, era o obsesie, o patimă. Exact. În momentul în care Dumnezeu s-a atins de mine și m-a transformat pe loc, am simțit o adevărată transformare în viața mea. Ce s-a întâmplat după ce ai venit acasă? Mi-am dat seama că părinții mei lucrează pentru mine. Eu când le cer bani, ei îmi dau bani și banii lor munciți, eu îi pierd la jocurile de noroc. Îi pierd cu prietenii pentru nimic. Dintr-o dată Dumnezeu, toată viața mea, mi-a dus-o în spate și a spus, în toate aceste aspecte, trebuie să te schimbi. Într-un mod miraculos, numai Dumnezeu poate să facă asta, într-un mod miraculos, Dumnezeu m-a eliberat. Dar nu... ți-a arătat falimentul, mă gândesc, te-a convins de falimentul la care ai ajuns. Exact. Aici e minunea. Am ajuns Duhul lui Dumnezeu te convinge. Exact, Dumnezeu m-a convins. A fost o luptă. Sunt multe chestiuni pe care omul le trăiește în acele momente. A fost o luptă extraordinar de mare. Extraordinar de mare. De aceea a spus, într-un final, în a patra zi, pentru că în fiecare zi, în acea întâlnire, în acea tabără, am fost atins pas cu pas de Dumnezeu. În a patra zi am capitulat. De aceea spun că am capitulat, pentru că am spus până aici. Mi-am dat seama de tot răul pe care îl făceam și de care, înainte să mă întâlnesc cu Dumnezeu, nu mi-era frică. Nu era o problemă. Te-a conștientizat Dumnezeu atunci că există totuși o altă împlinire sufletească pe care Dumnezeu ți-o poate oferi, care e cel puțin la nivelul cele pe care o trăiai înainte, la distracții, la mașini, la jocuri de noroc. Exact. Deci ai trăit, ai simțit experiența aceasta. Exact. Da. Și convingerea aceasta. A fost o lucrare măreață pe care Dumnezeu a făcut-o în inima mea. Am simțit toate aceste lucruri. Și bineînțeles că după ce ajungi să crești și să ajungi o anumită trăire cu Dumnezeu, dorești să împărtășești la alții. Asta a fost primul lucru. Va trebui să împărtășesc asta celorlalți. Cui spun acum? Vacanța de vară s-a terminat. Așa. Vacanța de vară s-a terminat. Prietenii mei cei mai buni, prieteni la Cataramă. Unii dintre ei chiar au zis la un moment dat, hai să ne facem fraz de cruce. Așa erau perioadele acelea. Să ne facem fraz de cruce. Și eu am trecut pe acolo. Am ajuns până acolo încât am zis, noi doi nu ne vom despărți niciodată.
Până acolo încât eu cu unul din prietenii mei ne-am schimbat numele. Pe mine mă mai cheamă și Florin. Un alt nume al meu este Florin. Am schimbat cu prietenul meu Florin și am spus, de acum mie îmi spui Florin, și el a acceptat să-i se spună Costică. Ne-am și schimbat chiar și numele. De acum ei trebuiau să vadă că viața mea s-a schimbat. Și am știut că trebuie să fac lucrul ăsta. Nu e simplu. Ce putere trebuie să fie mai mare acum decât legământul unui frate de cruce și să dai cu piciorul în prietenii, în legăturile acelea care s-au format de-a lungul verii și a anului școlar, la petreceri. Acum când mă gândesc, eu parcă trăiesc din nou acele momente. M-am întors acasă la prietenii mei, parcă eram nerăbdător să le spun prietenilor mei ce s-a întâmplat cu mine, dar în același timp știam reacția lor. Știi ce se va întâmpla, știam ce te așteaptă. Știam ce e mintea lor în ce privește sora mea. Sora mea, în mintea mea și în mintea prietenilor mei, era hai să zicem așa, o persoană fanatică. Nu știe prea multe. Sărac. O luat săraca, o luat-o pe latura asta, spiritualitate, biserică. Asta nu-s de-a noastră. Nu-s pentru tinerii de vârsta noastră. Nu, n-are. Nu. M-am dus la școală. Prieteni care stăteau cu mine în cartier. M-am dus la școală și ei, când au văzut schimbarea, că i-au văzut schimbarea, bineînțeles, chemarea lumii e la fel. Costică, unde? Hai mergem. Mergem. Și am zis, băieți, nu vin. Costică nu vine azi. Costică nu mai atinge aparatele electronice și jocurile de noroc. Nu. Bineînțeles, urez. Hai mă, dar chiar așa nu există, nu se poate. Și am zis, băieți, la modul cel mai serios, am luat atât de în serios pocăința, încât pentru mine n-a existat rabat. Am știut cu cine mi-a făcut de-a face. Dumnezeu era net deasupra oricărui lucru. Nu exista un alt lucru care să-L pună pe Dumnezeu deasupra. Dumnezeu atunci mi-a dat o așa mare putere încât să poți să ții piept prietenilor, chemărilor, râsetelor, batjocurilor și așa mai departe. Și să fii de acord chiar să-i pierzi. Să fii deci de acord era un chiar risc. Să-i pierd. Era un risc mare. Descrie mai departe. Era un risc mare. Primele zile. M-au luat în râs. Și au spus, nu cred. Nu credeau. Au zis, lasă că te liniștești tu. A trecut o săptămână, au trecut două și au văzut că treaba e serioasă. Și a spus, omule, nu se poate, tu trebuie să vii cu noi. Băieți, v-am spus, Costică nu mai merge. Și am început să le propovăduiesc Evanghelia, cum am înțeles-o atunci. Că pentru mine Dumnezeu e mai presus de orice. Că Dumnezeu m-a eliberat de atâtea lucruri rele, încât eu nu mai vreau să am parte de ele în viața mea. Începând să le vorbesc din Scriptură la nivelul pe care l-am înțeles în acea perioadă, și după cunoștințele, și pe, după care cunoștințele pe care le-am avut, și după exemplul pe care l-am dat, au început să vadă că este foarte serios, este foarte serioasă hotărârea mea în ce privește relația mea cu Dumnezeu. Până acolo încât la sfârșitul școlii, la sfârșitul semestrului, au zis, Costică, vedem această schimbare și o schimbare extraordinară în viața ta. Știi ceva? Am vrea să fim și noi ca tine. Și am zis, băieți... Ceva striga și în ei, în lăuntrul lor. Uitați-vă la mine, voi știți cine am fost. Mai bine ca oricine. Voi știți unde am mers împreună cu voi. Însă dacă eu pot să mă abțin și pot să nu mă mai duc împreună cu voi unde mergeam înainte, nu este din puterea mea. Este puterea lui Dumnezeu care îmi dă în fiecare zi curaj
să merg mai departe și să-L aleg pe El. Omule, dar vrem să fim și noi ca tine. Și am avut un teren deschis. Dacă vreți să fiți ca mine, trebuie să-L primiți pe Domnul Iisus în inima voastră. Altfel nu se poate. Bineînțeles că au urmat zile în care le-am predicat Evanghelia. Le-am vorbit despre Domnul Iisus. Cu mine nu-și mai permiteau să facă ceea ce își permiteau înainte. După o anumită perioadă, au știut că cu Costică, cu Tică, nu-i de joacă. Au știut că cu el nu, în prezența lui, nu se poate înjura. Deci pe... în timp, dacă la început și-au bătut joc de tine, au râs, te-au batjocorit, în timp ți-ai câștigat respect prin exemplu personal și viața categoric trăită. Deci și atitudinea lor s-a schimbat categoric în timp față de tine. Ei deja doreau să fie ca mine. Ei doreau să fie în preajma mea, doreau să audă de la mine lucruri noi pe care le învățam și prin exemplul pe care le-l dădeam. Asta nu că eu am ajuns, vai de mine ce, tot timpul le-am amintit. Dacă sunt ceea ce sunt, e harul lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu și Dumnezeu care a lucrat în ființa mea. Dacă vreți să scăpați și voi, voi trebuie să-L acceptați pe Iisus Hristos în inima voastră. Am ajuns în liceu. În liceu a fost mai simplu. Pentru că în liceu oamenii au știut că au de-a face deja cu un pocăit, în clasă. Și acolo deja atitudinea lor, doar după o anumită perioadă, după ce te-au cunoscut și după ce m-au cunoscut, au înțeles, la fel ca și vechii mei prieteni, că e nevoie cu omul ăsta să stai de vorbă și când stai în prezența lui nu poți să faci o chestie, orice. Nu pot, mi-aduc aminte așa de anumite faze. La un moment dat, unul din prietenii mei, stând așa în cerc la poveste, a venit nervos între noi și a început să înjure, să vorbească urât, nevăzându-mă pe mine în mijlocul lor. Și când a văzut persoana mea acolo, a zis, scuză-mă, și-a dat peste gură, scuză-mă, iartă-mă, n-am vrut. Știi, m-a luat gura pe dinainte. Și atunci, iară, o altă latură, iară, noi posibilități de a vesti Evanghelie și a vorbi despre Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât acum în familia noastră a fost sora mea care s-a întors la Dumnezeu și lângă ea s-a adăugat și fratele ei. Și acum am ajuns doi copii să ne rugăm pentru părinții noștri ca să se întoarcă la Dumnezeu. A fost ceva deosebit pentru noi. Mama nu era împotrivă să vină la biserică, nici tatăl meu nu era împotrivă să vină la biserică. Ei ne lăsau. Știind că sunt foarte mulți din prietenii noștri de acum de la biserică, care aveau părinții necredincioși și care se împotriveau să meargă copiii lor la o biserică neoprotestantă. Am avut harul din partea lui Dumnezeu să fim liberi din punctul acesta de vedere, să putem merge la biserică. Deci să putem... părinții nu v-au pus piedici. Părinții nu ne-au pus piedici. Tocmai de aceea vă spun, tatăl meu venea dintr-o familie de penticostali și el aș fi putut spune că venea foarte rar la biserică. Trebuia să fie evenimente mari. Și te-ai fi așteptat să spună nu mergeți la biserică. Însă ceva din tinerețea lui îi spunea că a merge la biserică e un lucru bun. E un lucru bun. Și nu e un lucru rău. Dumnezeu a făcut în așa fel încât am terminat liceul și după ce am terminat liceul am avut o înțelegere cu Dumnezeu. Și a spus, Doamne, dacă va trebui să mai învăț vreodată și să mă duc la școală, voi face școală doar să mă duc la o școală teologică și să învăț mai mult despre tine, să aprofundez mai mult cuvântul tău. Altfel, nu mă prea interesează. Așa a fost în mintea mea. Și a spus, Doamne, nu știu ce șanse am să mă duc la o facultate de teologie. Nu știu ce șanse am, că pregătire mare nu am. Tu știi, Doamne, că numai ce m-am întors la tine.
Dar sunt trup și suflet pentru tine și vreau să mă apropii de tine mai mult. Vreau să fiu eficient generației tinere și oamenilor din jurul meu. Vreau să mă pregătesc mai mult pentru asta. Dacă mă vei ajuta, eu sunt gata să mă duc să mă pregătesc în sensul acesta. Am făcut pasul acesta, timid. Să mergi din satul mare la București cu trenul 12-14 ore, să ajungi la examen acolo, primele examene, ai spune, poate une din cele mai mari sau cele mai importante examene după cel de la bacalaureat, o să intru, nu o să intru, ce o să fie? Frământat, cu frați de-ai mei din toate părțile țării, am zis, Doamne, o experiență deosebită a fost acolo, mi-aduc aminte, cum v-am spus, prea mare pregătire teologică n-am avut, însă am avut inimă mare. În pregătirea aceea, înainte de examen, împreună cu colegii mei cu care deja făcusem cunoștință, ne pregăteam în fiecare seară, de următorul examen, de următorul examen. Am stat 7 zile la București pentru a da examene. Am întâlnit acolo un băiat care era, aș putea spune acum, doxă de carte. Era omul ăsta, tânărul ăsta, pregătit din toate punctele de vedere. Oratorie, recitare, cunoștințe biblice, tot ce vrei. Când învățam împreună temele și subiectele pentru examen, el le știa pe toate. N-avea nici, domnule, era... Și acum cu colegii, după ce pleca el din cameră, și a zis, dacă merită cineva să intre, e tânărul ăsta. Nu se poate. Examenul oral a fost un examen și o experiență pentru mine deosebită. Examenul oral a fost un examen în care a trebuit să fie examinat din punct de vedere al citirii, din punct de vedere al oratoriei și din punct de vedere al interpretării Bibliei. Primeai un subiect, din subiectul respectiv trebuia să scoți câteva idei, să faci o mini-predică, să citești la întâmplare dintr-o carte sau să reciți o poezie. Și s-a întâmplat ca acest băiat să fie înaintea mea la examen. Eram în aceeași clasă, la examen, 5 persoane. Vine el, am zis să vedem ce se întâmplă, ca să văd cum trebuie să mă prezint, să învăț și eu. Am intrat în examenul acesta oral. Ajunge băiatul ăsta să fie întrebat, spune, care sunt subiectele principale din acest text? Și încearcă să spună. Și profesorul spune, nu, mai spune. El încearcă iară ceva și spune, nu, mai spune. În mintea mea, încă nici nu mă uitasem bine pe textul care îl aveam în față și din care trebuia eu la rândul meu să scot câteva idei și să le prezint când îmi venea rândul. Stupefiat, marcat de situația care s-a creat acolo. Nu, nu, nu. Toate erau nu. Incredibil. Am zis, e clar, trebuie să ies afară. Deci n-am nicio șansă. N-am nicio șansă. Cum? Nu, nu. La care îl pune să... A trecut cum a trecut peste subiecte respective. Dacă știi o poezie, poți să o reciți. Dacă nu, îți dăm, știu poezie. Ce să mai vorbim? Eu nu știam nicio poezie. N-am știam. Și omul începe să spună o poezie. Acum, dacă mă gândesc, gata, domnule, de evangelizare, te predai, domnule, accent, tot, subiect. Frumos. Extraordinar. Frumos. O poezie frumoasă, am fost foarte atent la ea. A zis, extraordinar. A ieșit afară. M-am venit eu. Am prezentat ce mi-am prezentat, n-am știut poezie, am citit cum am știut să citesc, cu emoțiile pe care le-am avut. A venit ziua rezultatului. Prietenul meu căzuse. Am rămas atât de marcat când el am văzut că a căzut și eu, care a spus pregătire prea mare, am fost acceptat. Am trecut de examenele acelea,
Dumnezeu mi-a dat călăuzire și am putut. Și am zis, Doamne, de aici încolo am văzut că vrei să fiu aproape de tine. Am văzut că vrei să mă duc pe panta asta și știu că ești cu mine. Vreau să mă folosești în lucrarea ta. Și de acolo Dumnezeu, treptat, a început să lucreze la inima mea tot mai mult, la inima sorei mele tot mai mult. Și așa cum am spus cu câteva momente înainte, eram doi care ne rugam pentru părinții mei. A fost ceva ce acum parcă mă face să mă cutremur. Pentru că la un moment dat mama mea a venit și a spus așa: am doi copii. Era și sora noastră, dar era mai mică. Am doi copii care, unul era la București la teologie și fata este la Oradea, tot la o școală biblică, la asistență socială. Amândoi s-au întors la Dumnezeu și vedem schimbare în ei. Dar cum pot eu să stau nepăsătoare față de această minune care s-a întâmplat în familia noastră? Și Dumnezeu i-a înmuiat inima și a acceptat să facă și ea legământ cu Dumnezeu. Deci a fost a treia din familie care s-a hotărât. A treia din familie. Ce s-a întâmplat cu al patrulea? Ce s-a întâmplat cu tata? Acum era o luptă spirituală. Doar fugitiv pot să spun, trăind într-o familie, aș putea să spun, cu caracter. Pentru că învățăturile pe care le-am primit de la părinții mei au fost învățători foarte bune. Și dacă eram ascultător, eram datorită stricteței pe care mi-o impuneau părinții. Și știam că cu tata nu e de joacă. Însă mi-aș fi dorit să am un tată cu care să mă înțeleg întotdeauna, căruia să-i cer părerea, cu care să mă sfătuiesc. Să pot să comunici. Să comunic cu părere de rău, dacă mă va urmări. Și el știe asta. N-am putut avea în tinerețea mea. Și acum parcă sufer din cauza asta. Sufer sau trăiesc acele momente pe care poate în tinerețea mea aș fi dorit să le am. Eram trei luptători în familie care stăteau în rugăciune. Și știam că Dumnezeu poate să biruiască orice inimă. Păi dacă Dumnezeu a spus eu, dacă Dumnezeu m-a întors și fiecare om poate ști frământările pe care le are și viciile cu care se confruntă, dacă Dumnezeu a putut să mă atingă pe mine în ființa mea, în interiorul meu, am știut că poate să o facă și cu mama mea și a făcut-o și am știut că poate să o facă și cu tata. A fost strict tata cu mine. Mi-aduc aminte acum de o situație care mă bucură. Am primit multă bătaie de la el. Dacă făceam ceva rău, nu exista să vin să mă justific, să-i spun, tată, stai să vezi că nu-s vinovat. Nu. N-accepta explicații și nu teorie și nu scuze. Există. Nu există. Ai călcat pe bec, ai încurcat. Atât. Asta era. Atât. Atât. Și eu știam. Legea. Eu știam asta. Eu știam asta. Undeva în clasa a doua, mă duc un pic în spate, undeva în clasa a doua, în tinerețea mea, în copilăria mea. Mai avem 5 minute. Mergeam la școală și nu știu ce s-a întâmplat în mintea mea. Nu știu ce s-a întâmplat nici acum. Dar n-am mers 2 săptămâni la școală. 2 săptămâni. Părinții mei au fost în perioada aia... Și de râs și de plâns. Da. Au fost într-un fel, să zic așa, mințiți de mine că eu mergeam la școală. Dar eu nu mergeam la școală. Și după 2 săptămâni s-a aflat această mare bombă.
Costică n-a fost la școală două săptămâni. Dar cum? În clasa a doua. Nu știu nici acum ce s-a întâmplat în mintea mea. În fine. Multă rușine, multă problemă. Mama, când a aflat în ziua aceea, a spus, las că vine taică tău acasă. Și acum, mai mult ca oricând, am spus, merit să fiu bătut. Acum, mai mult ca oricând, merit să fiu bătut. Am venit acasă. Am așteptat pe tatăl meu cu inima cât un purice și am zis, dacă scap de ziua asta, o să fiu cel mai extraordinar băiat. Nu o să mai fiu un alt băiat ca mine. A venit tata acasă și știam că mă va bate. A venit în cameră la mine. Și ca niciodată a venit lângă mine și mi-a spus care sunt consecințele, situația în care mă aflu. Și a spus, băiete, nu-i bine ce faci. M-am mustrat, am primit mustrarea, dar am ieșit victorios din camera mea că n-am primit bătaie. Wow. M-am dus la școală și toți colegii știau, te-au bătut, ai gata, s-a dat. Și am putut să le spun, nu. Dar atâta de mult am apreciat lucrul ăla. M-a făcut în timp să-mi dau seama că tatăl meu trebuie să fie câștigat pentru Dumnezeu mai mult ca orice. Și Dumnezeu a găsit cu cale, după ce am terminat facultatea, am ajuns în România, în satul mare, am fost ordinat ca slujitor în biserică. Dumnezeu am știut că mă cheamă în America, n-am știut pentru ce. Am știut că trebuie să vin în America, am știut că trebuie să-mi las familia, am știut că trebuie să-mi las de acum frații mei, prietenii mei pe care i-am, cu care am crescut în credință, să-i las și să ajung în America. N-am știut pentru ce. Dar după aproximativ 5 ani de zile de America, am înțeles unul dintre marile scopuri pe care le-a avut Dumnezeu cu mine de a veni aici. Să se atingă de tatăl meu. Au primit și ei viza? Părinții mei au primit viza pentru că eu devenisem cetățean american. Așa. Și am putut să aplic pentru reîntregirea familiei. Și acum tatăl meu, care, cu părere de rău spun, în cea mai mare parte a vieții lui a fost un om care a iubit băutură. Și a fost dependent de băutură. Și de aia spuneam că în tinerețea mea n-am putut să am tot timpul un tată. A fost un rob al alcoolului. A fost un rob al alcoolului. Nu pot să explic, nu avem timp să explicăm exact ce trăiri au copiii când au în familie un membru care este dependent de alcool. Mai ales tată. Mai ales tată. A venit tata în America și a venit cu acest gând. Ce voi face în America? Dumnezeu așa a îngăduit toate lucrurile încât părinții mei să fie forțați să ajungă în America. Să n-aibă nicio altă pârghie pentru România și să trebuiască să vină în America. Și au venit în America. Și au venit în America. Au sosit în fine. Au sosit în America. Așa. Am spus, tată, până am fost copil la casa ta, am făcut ce ai spus. Acum ai venit în casa mea. În casa mea știi că nu se bea alcool. În casa noastră se roagă oamenii și în casa noastră se citește Scriptura. Dar vreau în fiecare zi, de azi înainte, să citim Scriptura și să ne rugăm împreună. Dacă pot să spun așa, mi l-a dat Dumnezeu pe mână. Și în fiecare seară, împreună cu părinții mei, stăteam la masă cu soția mea și citeam din Scriptură. Nu de puține ori l-am văzut lăcrimând, în timp ce citeam Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu ei, în timp ce își puneau întrebări legate de viață. Și după toată această perioadă pe care a îngăduit-o Dumnezeu să stea împreună... I-ai adus la biserică? Au venit la biserică. Au venit în timpul ăsta, mergem la biserică. E rugăciune la noi în casă, cântare, e Scriptură, e biserică. Duminica nu lipsem de la biserică. Dumnezeu în biserică a început să-i atingă inima. Acasă îi explicam din Cuvântul lui Dumnezeu și după 6 luni de zile, hai să zicem poate 9 luni de zile, tatăl meu cu lacrimi în ochi după o întâlnire de la biserică vine și spune, tică, vreau să stai aici lângă mine. Spune, tată, cu lacrimi în ochi, spune, m-am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Am capitulat în sensul că m-am prăbușit în inima mea. Și am spus, Doamne, cât de mult am așteptat această zi. Au trecut atâția ani în care împreună cu sora mea ne-am rugat pentru Tine.
Și acum să văd răspunsul a fost uimitor, a fost uimitor. Probabil cea mai frumoasă minune. Am zis, Doamne, s-a meritat să vină în America pentru tata. Am zis, Doamne, s-a meritat să-i duci pe ei în așa situație cât să începe să vină în America. Și Dumnezeu a lucrat așa de mult la inima lui și a spus, tică, vreau să mă botez. Și a spus tatălui meu, tată, îți dai seama ce hotărâre vrei să faci? Am vrut să-l conștientizez mai mult ca oricând de faptul că în momentul în care îți legi inima de Iisus, nu mai poți să fii oricum, nu te poți comporta oricum, nu mai poți face ce ai făcut înainte. Și cu lacrimi în ochi mi-a zis, da, știu, sunt hotărât. Și am știut în caracterul lui, întotdeauna când și-a propus ceva, a știut că acea propunere trebuie dusă la sfârșit, acea hotărâre. Și sunt convins că Dumnezeu l-a atins și hotărârea pe care a luat-o în inima lui o va duce până la capăt. Asta s-a întâmplat în urmă cu un an și doi ani. Aproximativ. Da. 2 ani de zile de când tatăl meu slujește pe Dumnezeu și de acum viața e schimbată, viața e transformată. Am un tată cu adevărat lângă mine. Și de atunci pot și eu să vă spun și să depun mărturie că într-adevăr tatăl fratelui Tică Ulici a devenit un alt om și un om al lui Dumnezeu care se bucură alături de poporul răscumpărat de aici, din Valea Fericirii. Timpul nostru a expirat, stimați telespectatori. Dacă cumva ești unul din aceia care ai căzut în această patimă sau în această groapă, ai fost legat sau încătușat de diavolul, fie cu alcoolul, cu drogurile sau cu jocurile de noroc. Poate că emisiunea de azi a fost pentru dumneata și dorința noastră este ca Dumnezeu să te elibereze, Duhul lui Dumnezeu să te conștientizeze că te nenorocești pe tine, îți nenorocești soția sau soțul, îți nenorocești copiii, îți nenorocești viața aceasta și dai cu piciorul în veșnicie. Dumnezeu să se îndure de tine, să te mântuiască. Dacă ai fost împreună cu noi, să știi că de aceea ai fost. Vă salutăm în numele Domnului. Mulțumim și pace!